Lansăm astăzi un proiect de suflet, o colaborare între două instituții de prestigiu din Timișoara, și anume Muzeul Satului Vănețean și Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș, prin intermediul unui obiect reprezentativ, Lada de Zestre. Sărbătorim astfel împreună 50 de ani din existența Muzeului Satului Vănețean, dar și o ediție inedită a festivalului concurs Lada cu Zestre. În lumea Banatului de altădată nu exista familie care să nu pregătească cu dragoste și migală lada de zestre a fetei de măritat. Lada, în sine, este un mobilier din lemn așezat la capătul patului, moștenită de la o generație la alta. Aici, ferită de ochii curioși ai vecinelor sau ale prietenelor, se depozitau în mare secret costumele cele noi. În zilele de sărbătoare, acestea erau scoase la randevu în hora satului. Avem aici o ladă cu zestre care face parte din patrimoniul muzeului, cu o vechime de peste 100 de ani din zona Lugojului, frumos decorată cu motive florale. După cum se poate observa, avem ca simbol pomul vieții, care reprezintă relația dintre cer și pământ, legătura dintre lumea spirituală și cea materială. Dacă în vechime obiectele se puneau în ladă pentru a forma zestea viitorului cuplu, noi le vom scoate din ladă pentru a depăna amintiri frumoase despre Banatul nostru îndrăgit, atât prin elementele etnografice în care întâlnim toată frumusețea și bucăția locului. Poate cel mai spectaculos obiect din lada cu zestre este căpița cu bani sau conciul de bani, cum se mai numește în unele zone ale Banatului. Această podoabă ceremonială era purtată de către tinerele fete în cadrul nunții lor. În Banatul de Câmpie, aceasta reprezenta atât zestrea fetii, cât și statutul ei social. Vă prezentăm din patrimoniul Muzeului Satului Vănețean o căpiță cu bani realizată din catifea și peste 200 de monede de argint. Interesant este că după mutarea în Bărăgan, multe familii au ascuns de obicei îngropat într-un loc știut doar de cei bătrâni, patrimoniul familiei. Iar la întoarcere, mare parte din această zestre a fost pierdută. Desigur, au existat și cazuri în care aceste podoabe au fost recuperate și transmise mai departe altor generații de femei, pentru care tradiția și legătura cu acest loc au rămas la fel de importante și pentru generațiile anterioare. Putem și acum să ne imaginăm femeile iscusite din familie, care, strângând și confecționând căpița de bani, așezau toată dragostea și grija lor pentru generația următoare. Din lada de zestre am scos-o către însă dreptunghiulară, frumos ornamentată cu motive florale și confecționată din mătase. Este o piesă deosebită din patrimoniul Muzeului Satului Vănețean și este reprezentativă pentru zona Banatului de Câmpie. Alături de cătrânță este o pregul format dintr-o bucată de material țesută din lână și fire metalice. O broderie de origine bizantină cătuiește decorul atent cusut de mâinile iscusite ale femeilor vănețene. Pieptarul deschis este produsul unor centre cojocărești renumite din Banat. Este confecționat din piele de oaie și ornamentat cu fire de mătase multicoloră, ilustrând motive florale stilizate. Poate că astăzi valorile tradiționale și-au pierdut din însemnătate, însă putem să ne imaginăm o viață simplă dintr-o casă de lemn, fără televizor și curent electric, în care viața se desfășoară după ritmul astrelor. O poveste de viață se dezvăluie în fiecare detaliu etnografic, în materialele, în modelele, chiar și în culorile folosite.